punctul 1 la decizie numărul 10, serviciu public de canalizare, cu modificările în ordinea prevenită. Adică prima propunere a fost al domnului Victor. Serviciu public de canalizare, domnului o retrage. Bine, înseamnă că a doilea a fost propunerea domnului Silencu. Serviciu public de canalizare pentru consumatorii casnici, 6,50, nu? Domnul Rotăr. Tariful pentru consumatorii casnici, 6,50, pentru consumatorii non-casnici, 9 lei 99 de bani. 10 lei. Cine este pentru, vă rog să votați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Cine este contra? Cine s-a abținut? Vreți și nu votat? Nu merge. Stimați consilieri, cu votul a 12 consilieri, asta e cu majoritate din acei aleși, s-a votat serviciu public de canalizare, tariful mediu 9,99 lei, pentru consumatorii casnici 6,50 lei, pentru consumatorii non-casnici 10 lei, fără TVA. Așa? Așa ați propus? Da. Bine, și acum să propunem la vot decizia numărul 10 în întregime, conform modificărilor care au fost votate. Așa înțeleg, așa? Stați-o leacă. Înseamnă că nu, punem la vot și punctul 2. Merge vorba despre serviciile auxiliare. De mandat să mergem după procedură dacă s-au votat așa. Dar cum să votez tot întregime dacă sunt păreri diferite? Gata. Acum să spune la vot... Înseamnă la punctul 2. 2 și 3. Separat de votăm. Sau 2 și 3 împreună. 2 și 3 separat sau 2 și 3 împreună le votăm? 2 și 3 împreună, că nu are sens. Bine, se propune la vot punctul 2 și 3 al deciziei numărul 10. Cine este pentru? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cine este contra? S-a abținut? Decizia cu numărul 11. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice, salubrizarea terenului, evacuarea și transportarea deșeurilor. Raportor, domnul Curte. De către întreprinderea municipală servicii comunale locative au fost propuse următoarele tarife. 160 de lei tariful mediu, pentru populație 138 de lei metru cub, pentru agenții economici 221,68 lei metru cub fără TVA și pentru agenții economici cu transport propriu 130,50 lei metru cub fără TVA. În urma comisiei s-a decis să fie scoasă din cheltuieli, a fost scoasă suma de 172.500, suma care a fost preconizată pentru, a fost planificată pentru confecționarea containerilor și din suma de rentabilitate de 10% a fost scoasă 4% și au rămas 6%. S-a primit următorul tarif. Tariful mediu 144,10 lei metru cub, tariful pentru populație 125 lei metru cub, tariful pentru agenți non-casnici, adică agenți economici, 200 lei metru cub fără TVA și agenții pentru, tariful pentru agenții economici cu transport propriu, 115 lei metru cub fără TVA. Dar ce înseamnă cu transport propriu? Sunt întreprinderi, sunt câteva întreprinderi care transportă singuri deșeurile la... Avem drept să transportăm deșeurile cu transportul nostru, da?
Da, da, la... da. Cu un preț de mai mic. Mulțumesc. Așa, pentru populația de la... Pentru populația de la blocuri, tariful este de 100, propus de 125 de lei metru cub sau 15,63 lei pentru o persoană în lună. Tariful se mulțește cu normativul pe an 1,50 metri cubi la persoanele de la casele multietajate, se împărțește la 12 luni, se primește tariful lunar de 15,63 lei pentru o persoană în lună. Pentru populația din sectorul privat, norma pentru o gospodărie în an este de 4 metri cubi, tariful e 125 de lei metru cub, mulțim cu 4 metri cubi de gospodărie în an și împărțim la 12 luni, primește 41,67 lei de gospodărie în lună. Și pentru agenții economici 200 fără TVA și pentru agenții economici transport propriu 115 fără TVA. Atât? Da. Întrebări la decizia numărul 11? Domnul Ciuputar. Spuneți-mi, vă rog, că în cazul când la persoane la bloc stau la evidență trei persoane, dar una e dus să fie psihotare, fie la Chișinău, ai și să cum plătești, nu plătești, vă aduci un document ceva? Dacă aduci un document, nu plătești. Ce document trebuie să aduc eu? Document de confirmare. Contract de muncă, de pildă, de la Chișinău, chiar și de la Chișinău. Merge? Că nu locuiești pe adresa dată, dar controlorii noștri verifică permanent locatarii. Mai ales avem probleme cu tariful ăsta pe lifturi. Un contract de muncă, dacă eu se află de pe la Chișinău, merge la așa ceva? Ca document? Cum lucrează la Chișinău și nu trăiește în regiunea? Păi da, dar oricum avem nevoie de un document. Care document e confirmativ pentru barmeri, pentru voi, care e pildă să-l primiți? Al aduce de la, dacă el învață, înseamnă că al aduce de la instituția aia, răspund așa, unde dovedește că el stă la cazare acolo. Adică lucrurile este, ele deja sunt făcute. Este legislație în care noi, în bază... Păi vrem să știm și noi, adică persoane care nu învață. Adică la un bilet de el, asta nu-i document. Document e când aduci de la o întreprindere, dacă el acolo lucrează. Aha, dacă merge. El locuiește de la o instituție, aduci un document cu dovadă că, într-adevăr, el acolo locuiește și acolo înțeles. Sinează. Am înțeles. Mulțumesc. Spate și eu o întrebare. Persoana care achită deșeul are un criteriu careva, de exemplu, copilul de un an, el e inclus ca persoană pe care se calculează tariful datorului? După numărul de persoane. Are un de patru. Cum îi faci buletin, cum gata. Dar pe n-are buletin. Bine, alte întrebări la decizia numărul 11. Jumătate. Se propune la... Da, domnul Silenc. Eu mă adresez către consilieri. În situația creată în ziua de azi, chiar acest an, la sfârșitul, și așa suntem ca consumatori a diferitelor necesare lucrurile, gaz și așa mai departe, și așa prețurile au crescut. Acum, la moment, proiect de decizie propus de către Serviciul Comunal Locativ cu tarifele care sunt crescute, tot crescute, prețurile cresc și undeva ta cresc în două ori, undeva ta și în trei ori au crescut aceste prețuri. Eu propun să nu fie așa dureros pentru cetățenii orașului Rezina acestea tarifele, și mai mult pentru pensionari și alte persoane, propun să fie prețurile ridicate cu 20% din tarifele care sunt acum la moment. Atunci facem noi cu salariile, cu cheltuielile directe, tot acolo. Hai și-mi serios. Să nu le plătești la un salariu. Nu e normal. Așa puteți să nerviază în salariu.
Da, domn primar. Domnilor consilieri, nu știu dacă ați atras atenție să vorbim despre evacuarea deșeurilor, că cheltuielile și volumele de deșeuri au crescut considerabil din 2012. Am fost martor la evacuarea deșeurilor. Am inițiat inclusiv și consultări publice pe dimensiunea, s-au primit spontanii consultările publice chiar la, în toamna asta, la strada Cireșilor la Stohnaia. Inițiativa a fost din partea locuitorilor de acolo când au spus, păi bine, 200 de lei, sunt gata să plătesc 300 de lei. Eu am spus-o cum a spus-o omul, fiind prezent acolo în discuții. Dar până ajunge la punctul 2 cu evacuarea și transportarea deșeurilor menajere, avem majorarea, practic dublă, tariful pentru salubrizarea terenului aferent blocului locativ, care e, până în ziua de astăzi este de 61 bani, raportat la suprafața locuinței, suprafața totală a locuinței, și ne propune 1,22. Eu nu știu dacă vrând comisii consultative ați văzut metodologia și calculul, eu nu l-am văzut. Eu nu l-am văzut. Și el, practic, se dublează. În formula de calcul, încă o dată menționez, stă suprafața apartamentului, suprafața totală a apartamentului. Iar suprafața deservită, curățită de îngrijitorii de curți, este perimetrul curții blocurilor. Eu mă voi expune sub așa aspect. De pildă, ne ducem la strada Pirogov și luăm 5 blocuri cu 9 etaje și luăm suprafața taxată și suprafața deservită și vom depista că curățăm mai puțin decât taxăm. Și tot așa, în afară de asta, eu am întrebat câți îngrijitori de curți avem. Inițial, verbal, mi s-a spus 30. Am solicitat nume, prenume a îngrijitorilor de curți. Am ajuns la 20, pe urmă la 19. Ori, statele de personal despre care vorbea domnul Vișnevski și-o sunut și domnul Silenco, e normal să le cunoaștem. Grila de salarizare, e normal să o cunoaștem. Metodologia de calcul, e normal să o cunoaștem. Și atât aici eu am obiecții la tariful, la tariful ăsta. Ca consumator de servicii, la evacuarea deșeurilor, tot am obiecții. Pentru că întreprinderea municipală, Serviciul Comunal Locativ Rezina, în raport cu mine personal, nu și-a onorat obligațiile niciodată să vină să-mi preia deșeurile. Niciodată. Dar eu plătesc. I-am atenționat mai de multe ori și acum o spun în public. Ori, blamându-mă în public, v-a stat bine. Iar acum, încă o dată vă întreb, când veți veni să-l ridicați deșeurile? Și tot așa nu vă duceți. Tot așa nu vă duceți. Ați distrus și ați tăcut voi toți. Când ați distrus platformele pentru stocarea deșeurilor în Ciorna, în Stohnaia, în Boșernița, invocând că vor veni oamenii la voi să semneze contract pentru evacuarea deșeurilor. S-au umplut râpile de deșeuri și oamenii nu vor mai veni, pentru că serviciul comercial, cum se mai numește el la voi acolo, ar trebui să ridici fundul și să meargă să comunici cu locuitorii, că voi prestați servicii și voi trebuie să-i convingeți că ei trebuie să beneficieze de așa servicii. Și ultimul este capacitatea de plată a
cumpărătorului. Omul merge la magazin și cumpără carne dacă are bani. Dacă nu are bani, cumpără ceva mai ieftin. Venim cu majorările astea toate și eu vă întreb, dar sunteți siguri că vă vor crește încasările? Asta este un serviciu care prin decizia Consiliului v-a fost transmis dumneavoastră în concesiune. Și eu mai pun o întrebare, dar poate Consiliul și aparatul primăriei va trebui să se gândească, să evalueze serviciul și să-l scoată la concurs de concesiune. Să-l scoată la concurs. Și poate vine alt agent economic care e de acord cu tarifele astea să ne presteze servicii. Eu nu mă simt obligat și legat de serviciul ăsta comunal locativ care tot timpul vrea să mă jăcmănească și nu mă deservește. Punct. Gospodin, două întrebări la economist. Spuneți-vă, dacă aveți date, ce suprafață devine unui măturător? Nu, mă te că e 1.000 de metri. 1.000 de metri pătrați? Aproximativ, dar concret, aș spun. Domnul primar, în privință, spuneți și să uite economista, dar eu aș vrea la replica... 7.384. 7.384. La un om? La un. Da, așa e. 7.000? 384, dar normativ e 5.000. Bun. A doua, suprafața totală a terenului de serviț. Totală. Suprafața totală e 140.305. 140.000. 305, da? Așa, și avem 19 maturători. Și suprafața încăperilor locuibile din care faci calcularea la impozit? 168.000. 168.000. 168.600. Metri pătrați, da? Da? 168.000 total. 168.000 la 1.2. Este verificată în natură suprafețele. Este vreunul care le-a măsurat în natură suprafețele? Păi uitați-vă, dacă ne-ați spus că aveți 168.000 metri pătrați de suprafață locuibilă și aveți 7.300... A, 140.000. Aha. Asta e din 140.000 care suprafața se mătură. După calcule, voastre, așa iese. În urmă la întrebarea care a fost la noi la comisii, primarul a ridicat întrebarea asta. El o dublează. Nu știu dacă întrebarea s-a discutat la comisii, comisia e la curent, adică tot din consilieri. Adică deși noi o dublăm și atât întindem ori de atât răutate introducem în toate lucrurile astea. Dacă primarul a spus că are un contract unde el achită servicii neprestate, eu tot îmi dau întrebarea, eu mă stărui să fac, să nu achit aiurea niște bani. Doritori, la noi sunt tare puțin în rezina, poate mai mult trebuie de achitat. Momentul care, în contract sunt roduși punctul unde, la solicitare și majoritatea sunt așa. Eu s-o cotem că domnul primar, adică se folosește, dacă nu are o urnă separată, se folosește de urnele din oraș, care el a refuzat lucrul ăsta. Momentul care, în contract, chiar personal voi verifica lucrul ăsta, în contract este stimulat punctul ăsta la solicitare și de a scoate suma asta să nu ne înjosească atâta domnul primar. Dar am verificat singur terenurile exploatate la fiecare locuință, câți din 93, și cunosc toate hotarele de limitare care au fost date cândva la gospodărie comunală. Dacă ați atins întrebarea de pe Rogova, poftim, spatele, el nu se ia, dar unde locurile unde se folosesc de uz comun, ca cum ar și de bătut covoarele și toate celelalte, lucrurile astea se iau. Și când am calculat tot lucrurile astea, se primește metraj mai mare. Am avut la fel un sunet că nu-i de acord cu lucrul care se efectuează pe strada Eminescu 10. M-am plecat de câteva ori noaptea, am ieșit. Într-adevăr, e un om respectuos, unde el iese de la orele
5-6 și deja lucrează chelare sectoare diferite și lui trebuie termen că să ajungă la sectoarele cele. Și n-am avut eu dubii, n-am avut eu divergență care ar putea să mă implic în lucrul ăsta. Așa, domnul primar, nu știu de ce mă ta așa te comporți cu gospodăria comunală, este propunerea lui domnul Alexandru să lua lucrul ăsta în calcul. Întrebări, domnul Șnițchi. Eu vreau să întreb serviciul comunal locativ, numai nu luați asta în bătaie de joc. Eu foarte serios vă întreb. Care tarif trebuie să-l întărească Consiliul Rășănesc ca lăzele de gunoi, tomberoanele de gunoi de pe strada pietonală, strada Șciusev, să fie evacuate de pe spațiile verzi? Fiindcă mizeria de pe strada Șciusev de acum întrece orice măsură. Și s-a vorbit de chestiile astea și anterior, și colegial, și în ședința Consiliului Rășnesc. A fost în etam. Și gunoiul tot. Domnul Ion, am văzut că... Cu trei luni din urmă a ridicat întrebarea asta de a evacua lăzile de gunoi de pe strada asta și de a impune agenții economici să folosească terenurile lor proprii pentru depozitarea deșeurilor. Până la moment nu am scris o pretenzie față de agenții economici și așteptăm că agenții economici se pregătească pentru lucrul ăsta de a evacua. Întrebarea asta e de mult pusă și a fi rezolvată. Stimați consilieri, eu cred că și la noi avem așa o mod în rezina, cum e vorba și vechi moldovenici, până vâră capul, pe urmă restul între singur. Acolo agentul economic s-a făcut un magazin fără a respecta norme pentru parcare, și apoi dați-ne adăugători din gazon, și apoi dați-ne adăugători, și mă spune, faci încă un magazin acolo și iarăți vină, pildă, dați-ne parcări, tot așa și cu urnile de evacuare gunoiului. Agentul economic din start, dacă vede că nu are condiții, nu se nu-ți implica, dar lui, noi trebuie să-i facem condiții de lucru lui, pe urmă tăi din locul public, ca cum strada 27 august. S-au deschis oficiuri. Dați-ne în loc pentru parcare, ca să vină el la lucru, el sau doi lucrători, toți vin în parcare. El și-a făcut parcare pe loc public, prin gazon, pentru dâns personal. Domnul Curte, dar eu am așa întrebare, dar agenții ăștia economici care se folosesc de urnele astea, e achită pentru urnele astea? Am verificat achită, asta și problema. Trebuie să așteptăm fiecare agent economic să autorizeze locuri pentru depozitarea. Dacă achită, asta e altă întrebare, dacă nu achitau. Nu achită, ridicată tomberoanele și... Achită și în timp, achită și în termen. Domnul Mihai, nu-i chiar frumos steie la poalele bustului lui Șciusev, la Dadi Gunoi? Corect, eu întrebarea asta am ridicat-o încă 2-3 luni de zile în urmă. A ridicat-o și într-adevăr trebuie hotărât întrebarea, dar dacă domnul Curți spune că e achită, trebuie procedurală, cred că, de făcut. Domnul Mihai, lucrul ăsta nu de aici se leagă, el se leagă de mai adânc și se începe de la procesul că când omul a cumpărat terenul și a făcut, a făcut un proiect. Din proiect lucrurile este trebuie să fie numai decât luate în considerare. Înțelegeți? Și asta bine, nu ține de noi. Vă mulțumim. Domnul Ion. Stimați colegi, vreau să propun la proiectul de decizie dat să fie amânat și precăutat la data de 10 când a prezentat toată documentația administrația SCL. Dat faptul, fiindcă aici eu am stat și am analizat toate cheltuielile, sumele care sunt puse în calculul tarifului sunt, după mine, sunt foarte multe dubii care nu sunt clare. De exemplu, așa numai fugitiv, volumul de gunoi care este calculat pus în tarif. Eu nu știu de unde. Eu am luat volumul care după datele lor. Volumul care e calculat pentru anul ăsta. În baza la ce e calculat. Eu cred să cot că ei așa, nu știu, nu se economiz, dar îmi pare că nu-i corect. Dați-mi pași să vorbesc și pe urmă să astea. Mai departe, nu este clar cu calculul la salariu, câți persoane, care sunt statele.
Și privește amortizația tehnică, tot nu-i clar, că amortizația văd că e pus și aici, domnule, la întreținere și la uzură. Care e propunerea? În orice caz sunt multe probleme, deși asta nu-i clară majorarea normei este de 4 cuburi la gospodărie sau chiar și așa la 1 metru cub pentru persoană la, care trăiesc la blocuri. Sunt niște sume care o să bat pe buzunarul consumatorilor și o să apară probleme. Deci aia trebuie de precautat și de prevăzut tariful dat. Domnul Selincu. Da, domnul Ciorb, o dat altă propunere. Eu, pur și simplu, am vrut la întrebarea precedentă ceva să vorbesc, dar dacă sunt și put de-am cutat altul și am lăsat-o în pașă eu. Bun, da, totuși, referitor de totuși la întrebarea domnului Vișnevski Alexandru cu tomberoanele amplasate pe spații verde în aleea orășănească una dintre cele mai principale. Acolo, într-adevăr, sunt probleme. Am auzit aici de la consilieri că discos pe tomberoanele astea și iar ne întâlnim problema care a spus Simeon Ilici referitor la scoaterea de la satul Stohnaia, Bușernița și Ciorna platformele, da? Unde atunci o să arunce agenții economici care achită permanent volumul de gunoi, unde să arunce ei gunoiul ăsta? Alături este loc, dus la magazin, poate că să... Domnilor consilieri, eu aș încerca să aduc puțină claritate. Orice agent economic, achiziționând, cumpărând, intrând în posesia unui teren, proprietate privată, solicită eliberarea, perfectarea unui certificat de urbanism la autoritatea publică de la primărie în cazul de față, obține certificat de urbanism, faci lucrări de proiectare, construiești parc conform proiectului, clădirea, iar în certificat de urbanism la proiectare îi se prescrie tot, să aibă măsuri antiincendiare, pentru stocarea deșeurilor, tot. După aceea, așa au făcut legiuitorul că la darea în exploatare a clădirii nu mai participă autoritatea publică. Nu participă, nu-i trebuie cel care emitentul autorizat de construire nu mai este invitat. Și este semnat de actele de dare exploatare de către persoane autorizate în domeniu, pe electricitate, pe construcții, în construcții civile și așa mai departe. Și ne trezim că construim ca moldovenii. Cât pământ am, atât am construit. Iar câinile, e de dorit să-l țin ori în drum, ori la vecin în curte. Și deșeurile, e de dorit să le țin la vecin în curte. În caz de față, vecin este terenul proprietate publică, care toți cred că ia nimănui. De el ia primăriei. Și își pun acolo, nu-ți mai uit, că șede un bust al lui Șusev, nu-ți mai uită la că circulă lumea, zonă pietonală, nu-ți mai uit. Important e el să-și rezolve întrebările. În condițiile în care servicii comunal locativ, prestator de servicii de evacuare deșeurilor, îi face o prescripție și îi dă termen conform legislației, 2 săptămâni maxim, să conformeze, să identifice la dânsul pe terenul lui, ori de altfel îi sistează serviciile, și automat îi apare situația de retragere a autorizației comerciale, că el nu mai are contract de evacuare deșeurilor. Și noi îi dăm o științare că i s-a asistat, ne informează și pe noi. Și noi îi întrerupem activitatea comercială a respectivul agent economic. Și s-a terminat toată povestea. Dar terenul doar e a orașului, a primăriei, o consiliului, dar poate noi îi dăm o prescripție astea spat. Simeon Ilici aici a avut în vedere în că poate aici ar împleca, trebuie să împlice juristul. În cazul de față, cine a instalat urna acolo? A instalat-o prestatorul de servicii. Adică întreprinderea municipală, necoordonând cu autoritatea publică, o instalat acolo două și noi vorbim,
Dar dacă citești regulamentul în domeniu, el trebuie să ducă mâine de amus și ei. Noi putem să îi punem amendă pentru instalare neregulamentară, serviciu comunal locativ. Dar nu o facem că, băi, întreprinderea noastră, bă, dar cât e de-a noastră, nu știu. Și atâta, și toate ouăle astea clocite sparg în capul meu ca primar. Dar în fapt, iată și unde e mijlocul. Și ei trebuia de mult să-i facă o avertizare agentul economic. El era obligat să conforme, dacă nu s-o conformat, îi se retrage autorizați. Și ei nu s-o conformat, ne înștiințează pe noi că respectivul nu mai beneficiază de evacuare deșeurilor și noi retragem autorizația. Chiar la autorizație comercială obține în baza tuturor actelor confirmative, inclusiv și de contract de evacuare deșeurilor. Eu nu m-am venit și din datul lui. Bine, se pune la vot propunerea domnului Ion Ciorbă ca decizia numărul 11 să fie amânată pentru data de... Cum? După data de 10 ianuarie. După ce ați prezint ISCL-ul toate care actele scopul? Solicitate. Care scopul de a o întinde iar? Nu e clar nici. Se propune la vot. Vă rog, cine este pentru a amâna decizia dată după data de 10 ianuarie, după ce ați prezint ISCL-ul toate actele? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Domnul Ion, ai făcut-o asta inițiat oricum. Decizia numărul 12. Decizia numărul 13. Cu privire la acordul de primire în proprietatea orașului din proprietatea statului a unor bunuri imobile. Raportor, doamna Lilia. La vot. Se propune la vot decizia numărul 13 cu privire la acordul de primire în proprietatea orașului din proprietatea statului a unor bunuri imobile. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cine este contra? Cine s-a abținut? Suntem 17. Unanim sunt. Decizia numărul 14. Privind cesiunea unor drepturi către piața comercială orașului Rezina. Raportor, Alexandru Woodward. Poftim, domnul Sandru. Da, hai. Bună ziua. După cum știți, în cesiunea întreprinderii municipale este transmis terenul pentru gestiune economică. Pe terenul transmis sunt amplasate multe clădiri comerciale a agenților economici care au contract de arendă a terenului direct cu primărie. Adică, terenul e transmis în gestiune întreprinderii, noi plătim taxa de piață, achităm impozit funciar pe terenul dat, însă magazinele date achită terenul direct la primărie. Și de ce am ieșit condimers? Pentru a mi se transmite drepturile de a încasa direct de la magazinele date banii în întreprinderea municipală. Și două serviciu de inclusiv terenuri care sunt privați? Sunt magazini private, cumpărate, care le-au cumpărat la Moldcop. Păi și ele lor, toate private. Da, dar terenul. Căile de acces comun. Păi căile de acces, dar căile de acces sunt trafic pe o gestiune. Voi vreți să luați banii care... Serviciile de piață se poate să încăseze. Voi ăsta, bilet, stimați consilier, nu, cred că domnul Alexandru nu chiar bine s-a exprimat. Noi am stabilit dumneavoastră, adică ați stabilit area de activitate a întreprinderii prin decizia din 20 august 2021, ca să aibă posibilitate să încaseze și bani pentru cei care vând în afară. În afară obiectului comercial, în afară
cum sunt și vândi acolo, dar diferiți. Copaci, trandafiri. Da, da, da. Piața să aibă posibilitatea să încaseze bani care să fac vânzările astea pe afară. Paza, inclusiv și pentru toate serviciile prestate de către întreprindere municipală. Paza, curățenia și mai au eu acolo. Cine este... Domnule, схема, какие магазины, какие бутики там? Вы говорите об одном, там продают, скажем, бабка продает какие-то книги или еще что-то, или конкретно магазин какой-то, который... Что принтри алтели не уйдут? Деньги из примарии уйдут, деньги на рынок? Нет, мы эти деньги не можем взять. Я-то депил в магазин у Бозиан, да? Я въездил в территорию Пец. Да Noi dăm pentru ușe și dăm. Încă o dată, eu aș dori totuși să aflu scopul. Domnul Alexandru, cum ne-a lămurit, da, cam undeva ta este logic. Noi am dat în gestiune la întreprinderea muncială piață comercială pământul care aparține a pieței. Aparține primăriei. Aparține primăriei, dar noi am dat în gestiune. Da. Adică să puteți gestiona cu dânsa. Atunci, eu aș vrea să ascult, să aud rieșând din care calcul a faceți prețul pentru a lua taxa, a taxa pentru pământul ăsta. Asta e una. Dar doamna Lilia spune că scopul este o leacă altfel. Cine este inițiator? Ia că mă aud chiar la demersul dumneavoastră. Și unde este scris că voi cereți, adică îl citesc dacă îmi permiteți. Într-o stopare a comerțului ilicit în piață și în afară pieței comerciale, intensificarea controlului asupra respectării reglementărilor comerciale, precum și asupra respectării drepturilor consumatorului în condițiile deținerii în gestiunea a unui teren, proprietate publică a orașului și în baza deciziei numărul 8/11 din 20 august 2021, prin care s-a stabilit area de activitate a întreprinderii municipale piață comercială orașului, pe terenul proprietate publică atribuit în gestiune și terenul adiacent conform schemii de amplasare. Fie pe înțeles, domnul Alexandru, nu, eu nu s-o exprima corect. Acolo unde sunt contracte de locațiune încheiate cu primărie, ele așa și rămân cu primărie, nu o să le încheiați voi. Noi nu vorbim despre arenda terenului sau... Eu vorbesc despre locurile comerciale în fiecare zi. Că cele care se fac vânzări în fiecare zi. Asta este demersul dumneavoastră, este de dumneavoastră. Ce ați vrut voi prin demersul dumneavoastră să ne spuneți nou? Poate noi nu corect, poate și am făcut proiect de decizie din înțelegere. Lămuriți-ne, vă rog frumos, care este scopul dumneavoastră? Uitați-vă, prin decizia 8/11 din 20 august 21 s-a mărit area de activitate întreprinderii. Adică schema ați avut-o fiecare, acum 9 ani. Adică între după poartă și înspre autogară și care vând. Dacă eu nu mă greșesc, data trecută, ați venit cu primăria și la solicitare dumneavoastră, ați venit cu un proiect de decizie, unde a fost mărită area de... A, corect. Unde erau acolo chiar și parcările, dacă nu mă greșesc, luate, chiar și spațiile verde, de pe strada Șusif, o parte. Da. Andrei, da, пожалуйста. Noi avem terenul care este dat în gestiune pieței comerciale și de pe care se impozitează întreprinderea piața comercială a orașului Rezina. Pe terenul ăsta sunt amplasat și agenții economici care au magazinele lor. Acum, tot terenul și ala se salubrizează, se car gunoi de acolo, se mătură, se păzește. Dar agentul privat zice că eu n-am cu tine nică, eu am cu primăria. Da, da. Înțelegi? Da, sensul eu am înțeles. Piața păzește, piața cară gunoiul, piața acordă servicii care el nu poate să încaseze fiindcă nu-i dat lui dreptul ăsta. Înțelegi? Și a doilea moment.
El are magazin, dar scoate în fața magazinului, zici că asta e teritoriul meu. Asta e principalul. 2 metri în ei. Acum, la moment, bun, eu încă o dată dau o întrebare, încă o dată dau o întrebare. Pe data de 20 august 2021, noi totuși, prin votul majoritar, am aprobat area și ea. Da, este. Acum... Dă-i voi să încasează banii, că el nu poate să încasează banii. Da, acum avem cu agenții ăștia, pământul și el aparține primăriei, direct primăriei orașului Rezina. Nu a fost dat, adică nu a fost... Aparține. Avem contractul de arendă cu dânsii. Și privatizați sunt terenuri. Sunt și privatizate, dar sunt și contracte de arendă. Acum ar trebuia să noi, prin Consiliu, să le anulăm. Eu spun, toate contractele de locațiune rămân încheiate cu primăria orașului Rezina. Nu o să aibă dreptul domnul Alexandru să-i la reziliere. Tot așa rămâne. Merge vorba numai despre încasarea plății pentru locurile comerciale și ei și să vândă în afară, pe terenul dat în gestiune. Și ei nu plătesc pentru fază, pentru salubrizare terenului. Spre autogară, care așa. Dacă camere. Flora, duc la dânsul, câsute. Stimați consilieri. Bine, se propune la vot. Stimați consilieri. Este clar care este, dar eu aș socoti că aici ar trebui făcut întâi o listă, să vedem care și... Și... Dar este conducerea pieței și asamblăm noi cu lista. În fiecare zi, azi au venit și au vândut... Dar cum noi vine aici aia că pentru... Vine azi de la Briceni și vinde materialul de domnul Alexandru, înseamnă că dumneavoastră... În privință la materialul cel la săditor, și are piața cu materialul săditor, dacă acolo, în afara pieței, trebuie să vii organele și să-i ridici și să-ți pleci de acolo. Dacă e în afara pieței, vine poliția, se zisează, primăria se zisează poliția. Dar dacă știi că acolo cu materialul ăsta permanent se vinde, orice se vinde permanent în afara pieței, se zisează poliția, lasă-i ridici de acolo. Plăsă-i de în piață. Dacă la noi sprinești că noi am dat pieței terenul, dar să încăsăză bani nu-i dăm voie. Dar să îl obligăm că trebuie să facă ordine acolo, să păzească terenul și ala și să fie ordine acolo. A făcut bine. Pasul întâi, trebuie să faci și pasul doi. Alte întrebări. Din sursele proprii, domnul Alexandru, betonarea, ați făcut-o din sursele proprii a dumneavoastră la întreprindere? Toate lucrările ce se fac pe teritoriul pieței se fac din banii acumulați din taxele stabilite. Noi nu umblăm și cerim bani de la Consiliu. Noi vrem să facem regulă și în parcare, nu cerim bani de la Consiliu. Și betonarea care s-a efectuat, tot din banii întreprinderii s-a efectuat. N-am luat banii din nicăieri. Dar noi vrem să facem... Întrebarea să-i permite să lucrez. Noi să dezvolt întreprinderea, vând zilierii, să opresc și vând, eu n-am drept să-i încasez. Bine, se propune la vot decizia numărul 14 privind cesiunea unor drepturi către piața comercială a orașului Rezina. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dar pe ce n-am numărat? Dar ce? Ați numărat că s-a ridicat numărul contra? Cine este contra? S-a obținut? 1, 2, 3. Decizia numărul 15 privind inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a orașului Rezina. Raportor? Avizul comisiei. Avizul comisiei. Pozitiv. Se propune la vot decizia numărul 15 privind inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a orașului Rezina. Cine este pentru? 17. Unanim. În sală, prezent 17 consilieri. Unanim. Adică decizia, o mică concretizare, decizia asta a fost în folosul a cetățenilor orașului Rezina. Adică la solicitarea oamenilor care au construcții pe terenul dat, noi am delimitat. Să facem delimitarea. Nu am delimitat nimic. Abia se inițiază, se înșeapă lucrurile. Uitați așa, privind inițierea, dumneavoastră ați permis specialiștilor primăriei să pregătească setul de documente. Da. Încă nu s-a delimitat nimic. Acolo trebuie scheme, acte.
Decizia numărul 16, cu privire la prelungirea locațiunii funciare supra terenului cu numărul cadastral 6701206090, locatar Sirele Candidus. Întrebare. Asta e câștigat la licitație. Domnul Ion, poftim eu să întrebare. Stimați consilieri, eu am o propunere la proiectul deciziei dat și rog să mă susțineți sau să mă strădu să vă explic în două cuvinte. Zic că eu nu am nimic împotrivă că se dăm în arendă, poate este folos pentru bugetul primăriei, dar eu am o propunere ca să adăugem în punctul 3, unde să solicităm de la SRL Candidus, pe partea opusă a terenului care se dă în arendă, de făcut un trotuar temporar. Eu socot că pentru SRL Candidus, ca să construiască acolo un trotuar temporar de 1 metru, măcar lățimea, de la poarta lor și până la trotuarul care vine la strada 31 august, pentru cumpărătorii tot a acestui magazin. Fiindcă oamenii nu toți merg cu mașini și merg bieții oameni cu sacul, cu gips printre mașini. Deci eu cred că pentru domnul Purici vreo 10.000 de lei de a construi un trotuar cât de cât temporar, până fie amenajat sectorul locativ, care este partea opusă, eu cred că asta dumnealui să accepte și probleme mari nu o să fie, dar noi o să intrăm în voie și la cumpărători. Vă rog să mă susțineți. Doamnă Rile, poftim. Poate propunerea dumneavoastră, ideea dumneavoastră este bună, dar nu este legală. Nu putem să completăm noi proiect decizii cu propunerea dumneavoastră, deoarece pentru a face un trotuar, cum ziceți dumneavoastră, asta e o construcție provizorie, da? Da. Pentru o construcție provizorie sunt necesare careva acte. Spuneți-mi, vă rog dumneavoastră, cum primăria se poate să elibereze SRL Candidus careva acte permisive de a construi trotuarul dat? Tot așa cum o permis primăria, dacă merge vorba, nu, cum o permis primăria ca dânsul să construiască gard pentru, chiar pe bardură. Pentru a elibera acte permisive, dumnealui trebuie să aibă terenul în folosință. Nu, doamna, avem dreptul și asta. Doamna Lilia. Propunerea asta este ilegală. Domn primar. Doamna Lilia, nu-i nimic ilegal, pentru că ceea ce a făcut el este ilegal. Asta conform normelor tehnice, orice stradă are, Ion, are cerință tehnică. El de la barduri trebuie să lese jumătate de metru. Sunt cerințe dedicat snipul. Și el trebuie jumătate de metru să lese de la barduri. N-am obiecțiile date. De ce? Eu rog ca să construim trotuarul dat pentru oameni care n-au transport și vin din deal până la centrală, vin cu mărfuri în spate, terenul, pe partea carosabilă. Terenul dat este transmis în locațiune, asta e cu drept de folosință. Când o să expire contractul de locațiune, el o să trebuiască terenul să-l întoarcă la poziția inițială, adică să demoleze tot ce a făcut acolo. Dar dumneavoastră vorbiți de snipuri, de norme în construcție. Nimeni nu i-a permis să facă careva construcție acolo. Și eu socot că dacă el a să facă un trotuar temporar, de 1 metru, pe partea opusă, până a fi amenajat terenul și ala public, eu propun așa. Eu propun așa. Membru a grupului de lucru, dincolo de toate astea, că noi avem un contract urmare a licitației și noi prelungim locațiunea acum, proiectul de decizie, esența proiectului de decizie asta. Iar un grup de lucru în persoana domnului consilierului, domnului Ion Ciorbă, domnului Andrei Silencă, văd că șede, prin dispoziția prima, ok, domnul Valentin Rotar, domnul Victor Cibotari, cum amenajăm, soluționăm întrebarea circulației pietonilor din zona respectivă cu implicarea Candidus și alți agenți economici care apar acolo? O, că noi avem încă acolo încă o problemuță. O fugit, clar. O fugit administratorul interimar a Serviciului Comunal Locativ Rezina, dar noi acolo avem rețele ingineriești care sunt la gradul de nu, gradul lor deja de durabilitate, să-i spun așa, este sub semnul întrebării. Și noi ar trebui întâi să reamplasăm apeductul principal care vine din bazinul distribuției spre partea de sud a orașului și acolo să amenajăm și zona pietonală. Și iată aici, dacă doamna Lilia acum mi-a sugerat prin dispoziția primarului formez un grup de lucru, delegați dumneavoastră, dar
în grupul de lucru care să lucrez din consilier, delegații. Cine veniți? 4 consilieri cu mine, 5 și inițiem discuțiile astea. Domnul Ciorbă, propunerea dumneavoastră să soluționeze cât mult mai ușor. Nu votăm prelungirea termenului, întoarcem terenul înapoi și facem trotuar. Stimați consilieri, aici degeaba noi facem problemele astea. Eu vă rog că asta e construcție provizoriu și dânsul n-al punem la cheltuieli. De Doamne, el cheltuie 10.000 de lei. El din are acolo, el face pavaj de astea și foarte mult el se brăcuiește. Și din bracul și ala spui un trotuar să nu margă oamenii pe partea carosabilă. Și el nu afectează absolut nimic. Că asta e temporar. Cum se dă lui în gestiune temporar tot partea și aia, cât acolo, 800 ceva de metri pătrați, asta se poate. Să facă gard chiar pe trotuar, pe barduri se poate. Dacă se facă temporar un trotuar, nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Dacă... Consilierii decid. Vreți să susțineți, nu vreți, nu votați. Dacă îmi permiteți... O să invite persoana dată la discuție, dar nu putem introduce punctul ăsta. Încă o dată vă spun că el este ilegal. Să introducem, Andrei, acuși o secundă, că s-a fost o propunere de introdus un punct care eu îl consider ilegal. Eu sunt obligat ca să informez. Persoana dată o să fie chemată, invitată la discuție, iată, în cadrul grupului de lucru care să fie instituit prin dispoziția primarului și o să, cred că o să discute și problema dată, cu trotuarul este temporar. Dacă îmi permiteți, din partea tuturor consilierilor, să mă adresez... Bun, în afară de domnul Victor Cebotari și poate să alături de mine și alți consilieri după propunerea. Să ne adresăm către agenți economici care ar putea să ajute primăria orașului Rezina să facă, să dă un sprijin pentru a face un trotuar pentru pietoni în partea opusă a clădirii Casa Europeană. Da. Haideți că noi ne ducem. Uitați-vă, eu am zis că administratorul interimar a plecat de la serviciul comunal locativ. Noi avem în zona respectivă, prima, și avem, și e foarte important, în contextul că în subzona economică liberă numărul 5 vine investor. Suntem obligați să dăm în exploatare, să inventariem și să dăm în exploatare rețeaua de canalizare care merge în tot lungul străzii Grigori Vieru și trece pe urmă Grigori Vieru, nu a fost finalizat și ieșim la stradă Centură. Și acum Serviciul Comunal Locativ Rezina are contract cu primăria orașului Rezina. Dumneavoastră ați alocat bani într-o ședință mai devreme. Ei fac lucrări la rețeaua de canalizare. Nu știu dacă are sens, punem noi trotuare, dacă și peste 3 zile vine Serviciul Comunal Locativ Rezina și să apuc să-și caut fântânile. Că trebuie să facem un grup de lucru. Și mă gândeam, chiar să scot și că am ajuns la urechile mele și niște dubii. Și scot și dubile și să fie de pildă vreo 4 consilieri, să invităm agentul economic, că vom mai avea de discutat și cu alt agent economic, cu compania care vine în zona economică liberă acolo și noi ca să-i aducem în orașul nostru, le-am dat o serie de garanții și capacitatea noastră de comunicare, de implicare, ei ne-au solicitat nouă să le plombăm măcar căile de acces în primăvara asta. Drumul Grigori Vieru, care merge spre fosta fabrică de tricotate, și voi veni cu, în ședința Consiliului cu propuneri, vom evalua volumul de lucrări și splombăm măcar asfaltul și ăla care a fost așternut prin anii 90. Dar, dincolo de plombări de asfalt, noi va trebui să asigurăm apă până la hotarul zonei economice libere, canalizare până la hotarul zonei economice libere, să formăm condițiile ca agentul economic în prima fază să înceapă a activa. Și atât, cred că grupul de lucru care va fi, va avea, și eu vă propun să delegați dumneavoastră, acum chiar, puteți și verbal spuneți, eu merg, ori noi delegăm pe ăla și eu să perfectez o dispoziție, să formăm un grup de lucru care să încercăm să rezolvăm întrebările în zona aceea. Dacă îmi permiteți. Terenul arendat, terminat la Conditus, el e făcut contul capitale. Eu le, nu
nu i-am dat niciun document. Da. Da, ați făcut-i. Da. Ce aș văd acolo, da. Domnul Vișnevski. Stimați consilieri, noi pierdem inutil timpul. Eu propun, având în vedere faptul că SRL Candidus și personal conducătorul lui foarte de multe ori s-au implicat în rezolvarea problemelor sociale, economice a orașului Rezina, are putere de a înțelege omul și are putere financiară de a rezolva întrebarea asta cu forțele proprii, fără mari comisii și grupuri de lucru. Dacă ați discutat cu dumnealui domn primar, cred că acolo se rezolvă în jumătate de zi toată întrebarea asta. Eu propun să votăm proiectul ăsta de decizie și în rest, credeți-mă că e un moment foarte, foarte simplu de rezolvat. Vă rog să trecem la vot, mai avem câteva întrebări. Mulțumesc. Domn Bunescu. Eu sunt de acord tot să votăm proiectul ăsta, dar apare întrebarea cu care a pus-o domnul Ciorbă și presupunem că acolo nu-i trotuar și se întâmplă un caz tragic cu o persoană care merge pe carosabil. Și am votat noi consilierii ca să fie alocat pe terenul ăsta fără trotuar. Care ar fi consecințele? Drobul de sare de pe sobă aveți în vedere. Bine, se propune la vot decizia numărul 16 cu privire la prelungirea locațiunii funciare asupra terenului cu numărul cadastral 6701206090, locatar SRL Candidus. Cine este pentru? Da, până... Da. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contra. Cine este contra? Contra, dar propunerea mea și nu a avut dreptul ce a pus, domnul Ion, a spus că e ilegal. Ilegal, dar ce s-a făcut tot noi ilegal. Noi nu putem în stimați decizia colegi asta să introducem grupul. Cine este contra? Unu. Cine s-a abținut? 1, 2. Decizia numărul 17 cu privire la vânzarea terenului proprietate publică aferent bunului imobil privat al domnilor Dumbrovski Elena și Dumbrovski Leonid. Se propun la vot. Cine este pentru? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Decizia numărul 18 cu privire la vânzarea terenului proprietate publică aferent bunului imobil privat al domnilor Negură Luba și Negură Andrei. Se propune la vot. Cine este pentru? 17. Unanim. Decizia numărul 19 cu privire la la vânzarea terenului proprietate publică cu numărul cadastral 6702-05-222, aferent bunului imobil privat al întreprinderii firma Sematru SRL. Dar nu mai este pozitiv. În Comisia Urbanism și Dezvoltare Regională a primit avizul pozitiv. Se propune la vot. Comisia cine de specialitate care răspunde din întrebarea asta. Se propune la vot. Stimați consilieri, în cazul... Dumnealui, eu dați și o judecată, vreau să vă informez. Este vorba despre teren aferent bunului imobil privat. Potrivit legislației în vigoare, dumneavoastră sunteți obligați prin lege să dați în arendă sau să vindeți la cererea persoanei în cauză. În cauză, dacă nu se ia nicio decizie, persoana dată a să ne atace în instanța de judecat și o să aibă câștig de cauză. Sau care clar sunt temeiurile de refuz sau motivele de refuz? Trebuie să fie argumentate. Asta e beciul de pe strada Miciurin, care este proprietate privată a SRL Simatrus. Dacă îmi permiteți. Uitați-vă, beciul de unii s-au vândut cândva gaz mai sus de fosta piață comercială a orașului Rezin din Valea Nistrului. Într-o pietrărie, într-o vărărie. E cuvânt? Domnul Silencu, vă rog. Eu încă o dată vreau să întreb specialiștii care a făcut acest proiect de decizii. Dumneavoastră sunteți siguri și încrezuți la 100% că acest proiect de decizie este legal? Semnătura o... Da. Da. Și-a semnat. Stimați consilieri, este extrasul de la Agenția Servicii Publice, la organul cadastral, că SRL Simatrus este proprietarul construcției cu numărul cadastral cu suprafața de 101,2 metri pătrați. Primăria orașului Rezina, sau îmi cer scuze, orașul Rezina este proprietar a terenului care este format și înregistrat
cu suprafața de 0,194 hectare. Ce este ilegal aici? Conform legii privind prețul normativ a pământului și hotărârii guvernului privind la vânzare, cumpărare terenului aferent, dumneavoastră sunteți obligați să vindeți terenul aferent. Nu, eu doar am întrebat dacă este, dacă specialiști, eu nu sunt specialist în acest domeniu. Noi dacă nu era legal, dar era ceva aiurit, noi nu vineam cu așa proiect de decizie, pentru că mai departe voi votați și nu răspundeți. Dar mai departe eu semnez contractul. Și eu știu și semnez. De aceea și am întrebat. Bine, se propune la vot decizia numărul 19 cu privire la vânzarea terenului proprietate publică cu numărul cadastral 67012-05-222 eferent bunului imobil privat a întreprinderii firma Sematru SRL. Cine este pentru? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Decizia numărul 20 cu privire la vânzarea terenului proprietate publică cu numărul cadastral 67012-09047 aferent bunului imobil privat a întreprinderii firma Sematru SRL. Raportor, doamnă Lilia. Eu nu sunt raportor, dar vreau să vă fac o informație. Sematru SRL s-a adresat cu cereri de a cumpăra terenul la bunurile imobile private din interiorul pieței. Asta merge, este vorba despre fostul pavilion care a fost în incendiu și alte construcții auxiliare, să zicem, inclusiv și clădirea viceului. S-a adresat la noi cu cerere, dumnealui a venit cu o schemă de amplasare sau cu o schemă de delimitare a terenului aferent cu mult mai mare decât fața la pavilion. Cu mult mai mare, atât, nu știu dacă se vede. Și inclusiv la obiectele, iată aici tot. Sau mai bine, iată așa, și mai... Specialiștii primăriei, inclusiv și cu unii consilieri, au fost un grup de lucru care a examinat cerere, inclusiv în teren. Două ședințe au avut loc. Și o ședință în interiorul primăriei. S-a ajuns la concluzia că noi nu putem să-i vindem terenul aferent la suprafața cei care dumneavoastră o dorește. Și am venit cu proiect decizii ca să vindem terenul aferent exact cât e suprafața la construcții. Nu mai mult și nu mai puțin. Și cu toate că dumnealui deja ne-a atacat în instanța de judecat, pentru cei că noi nu i-am dat răspuns, cred că următoarele cereri o să fie că nu este de acord cu decizia dată, nu o să fie de acord. Atunci, cum a fost să-i dăm noi în Nu. Păi cum să dăm decizia să-i dat, domnul Iuchilor? Pentru că nu i-am dat răspuns. Care litigiu? Litigiu care era cu copilul ăsta. Și are litigiu, el este proprietar, deja el are proprietate privată asupra la toate construcțiile este. Cum are proprietate? Eu sunt cu primărie, era litigiu... Litigiu cu Colport-Cop în privința la terenul transmis în gestiune. Noi acum discutăm despre terenul aferent la construcțiile private. Eu vă spun că el a cumpărat la Mold-Cop, iată este contractul de vânzare-cumpărare, el este înregistrat la Agenția Servicii Publice și el ne-a prezentat extrasul că dumnealui este proprietar la construcțiile date, pavilionul și încă altele construcții, inclusiv și viceu. Este cumpărător de bună credință. Încă o dată vă explic, potrivit legislației, noi suntem obligați să vindem terenul aferent. Proprietarul, până la urmă, decide care este suprafața terenului aferent, inclusiv și a terenului adiacent. Noi am explicat domnului Rusu, luând în considerație faptul că terenul dat este un bun sau mai bine zis, terenul aferent construcțiilor face parte din întregul teren care este transmis în gestiunea pieței întreprinderii municipale. Acolo, în terenul ăsta de 0,97 hectare, sunt și alte terenuri proprietate privată. Ca să înțelegeți, poate eu nu mai exprim corect, iată așa schema dată, iată asta e toată piața. Pe la margini sunt terenuri proprietate privată deja cumpărate. În 2007 sau 2006, eu dacă nu mă greșesc, în 2004 a fost o decizie prin care s-a interzis vânzarea terenurilor în piață și s-a declarat teren proprietate publică din domeniul public în 2004. Ulterior, când a fost schimbul de primar și astea, decizia aceea a fost abrogată și s-a permis vânzarea terenurilor în piață, s-a făcut o mare prostie. Și iată, de atunci noi avem litigii
Și nu ne putem lămuri noi cu tot calvarul ăsta care este... Domnul secretar, spuneți-vă, rog, iată, el admite în cazul că se acceptă decizia, se votează, el cumpără terenul și el vrea să facă acolo un aerodrom. Eu aș vrea căi de acces, eu aș vrea drum, eu aș vrea nu știu... Nu. Atunci ce facem noi? Nu, uitați-vă, nici vorba nu poate noi fi... Noi mai avem un cumpărător de ăsta, dacă și rămânem fără piață. Terenul este de uz comun, restul terenului care rămân este de folosință comună, accesele, căli de comunitare, tot de uz comun. Construcția o să-ți permite... El a cumpărat construcția, da, o cumpărat mulți în sat. Uitați-vă, încă o dată vă explic, în cazul când nu votați proiectul decizii sau nu acceptați cererea de cumpărare a terenului aferent, dumnealui o să dea în judecată și o să încaseze și pagube, și morale, și materiale de care vreți, că ăsta e dreptul lui. El a solicitat cumpărarea, dumneavoastră sunteți obligați să vindeți. Domnul Silencu. Și luați în considerație faptul că mai este precedent terenurile, sau mai bine zis, terenurile aferente la construcțiile care prin prejur, ele au fost vândute, practic în piață au rămas foarte puțin teren care nu este vândut. Eu doresc să întreb specialistul sensul la cuvântul și care este delimitarea, adică sensul la cuvântul teren aferent. Spre spunem, este un spațiu de 10 metri pătrați. Este un calcul care se spune că proprietarul are drept să iei teren aferent de un procentaj anumit din suprafața care aparține lui. Teren aferent. După și, da, noi suntem obligați și noi să facem chestia asta, să votăm când avem încotro, să nu votăm, să-i dăm lui omul terenul ăsta aferent. Spre spunem că terenul aferent a și cu suprafața de 2 metri pătrați, ca de exemplu. A este 2 metri pătrați, el le poate le folosi în orice, adică unde dorește el? Sub construcție numai. Terenul aferent, asta e terenul de sub construcție și terenul adiacent. Terenul adiacent este, mai are o noțiune, că este terenul care este folosit în procesul tehnologic a întreprinderii. Luând în considerație faptul că asta este o construcție comercială și nu este o construcție de producere, asta e terenul aferent exact cât e perimetrul construcției. Construcția corect. Domnul consilier, menționez încă o dată. Noi am semnat proiectul de decizii și noi am venit cu un proiect de decizii care poate fi executat. Și nu contravine legii și regulamentului intern a pieței comerciale a orașului Rezina. În condițiile în care se altcumva eu personal nu voi semna contract de vânzare cumpărare. Numai așa. Stimați cum am venit? Un moment. Noi am avut mari, dure discuții în ședințele comisiilor consultative. Dure. Dar, iată, numai așa. Stimați consilier, eu totuși, știți că după aș face un lucru, îți vin după asta mai multe idei sau mai este o altă vorbă, deci 7 ori măsoară și odată taie. La proiectul decizii, eu propun ca fiecare, că cum am indicat noi în liniuță, da? Suprafața de, da, să indicăm numărul cadastral și a construcției. Cum merg aici, de exemplu așa să fie, construcția comercială cu numărul cadastral 67.01.209.047.14.15.16.31. Adică că să nu apară careva. Da, da, da. Ați înțeles, da? Spropune la vot... Da, iată așa cu completări. De exemplu, aici la liniuță și numărul cadastral punct 14 și numărul cadastral punct 15 la fiecare liniuță. Să apară întrebări pe la fie separat pentru fiecare construcție. Să fie raportat la bunul imobil. Da, da. Se propune la vot decizia numărul 20 cu modificările propuse de doamna Lilia. Cine este pentru? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contra. Cine este contra? Cine s-a abținut? Vă mulțumesc, ședința se declară închisă.